Salut, sunt Franța Adrian Diaconescu, bine ați venit la un nou episod Training Days. Invitatul de astăzi este un actor cu nume predestinat, Romeo Visca. Romeo trăiește în Londra, acolo unde se simte cel mai bine, deși s-a născut în Bacău, în România, iar în prezent îl interpretează pe personajul Vali Dincă în serialul Adela. Nu întâmplător am spus că are un nume predestinat de trubadur, numai când spui Romeo te gândești așa la un tânăr domn juve de treflă care la ceas de seară face serenade domniței Julieta sau cum vreți voi să o denumiți, care se află la balcon cu urechile puțin atârnate spre el ca să-i asculte mai bine și să-i soarbă mrejele cuvintelor dulci ce, ok, mă opresc aici, făceam mișto. Este un actor care de-a lungul carierei a jucat în seriale precum Blestemul iubirii, vedeți, tot cu iubire, tot cu iubire la ceas de seară, sau Iubiri secrete. Vedeți? Ceva cumva este așa un triunghi. Tipul este singura persoană din lume pe care am auzit-o vreodată spunând că nu își toarnă zahăr în cafea, ci își toarnă cafea în zahăr. Așadar, chestia asta naște câteva întrebări și abia aștept să-i descoper frigiderul, așa că 3, 2, 1, primiți cu frigiderul? Yo, Romeo, primești cu frigiderul? Hai, intrați. Ați venit să-mi umpleți frigiderul, a? Paul Andronic? Da, de ce? Băi, criminalule! Băi, criminalule! Ai omorât-o femeie vinovată, da? Ai omorât-o și te-a abandonat copilul! De ce, mai de ce? Ești nebun, ce tot vorbești? A, ai și uitat? Ai și uitat? De pe joala mea, de Ana Maria vorbesc. Sau și de ea ai uitat? Potolește-te! Cum să ai vibretul pe ăsta de vina pe unghiu? Păi cine știe ce a vorbit ei după ce s-a văzut? S-a văzut? Cum adică s-a văzut? Păi după ce a plecat de la noi, nu ți-am zis? Nu. Totul se plătește! Totul se plătește! Ce să bei, Romeo, ce să bei? Hai cu apă. Ne cu apă ca să rugine. Salut, sunt Romeo Visca și sunt actor. Momentan mă vedeți în fiecare joi în Adela. Îl joc pe Vali de la 20:30 pe Antena 1. Și în afară de România, cine vrea să vină și în Londra să mă vadă la teatru, este invitatul meu. Bine ați venit la mine în casă și după cum este formatul emisiunii, haideți să vedem ce am eu în frigider. Nici eu nu mai știu ce am în frigider. Hai să descoperim împreună. Ta-na-na! Ia uite ce am aici. Fac o prezentare așa, nu? Să vedem ce... Raft cu raft. Ca la magazin, știi? Sunt mare fan de băuturi acidulate cu zahăr. Eu sunt regele la zahăr. Am auzit că e și o regină pe undeva prin București. Aici e zona de alcoolice, non-alcoolice, cu acid și mult zahăr. Partea mea favorită din frigiderul meu. Dulciuri. Favoritul meu, când e vorba de desert, e orezul cu lapte. Atât de basic sunt. Nu sunt fan dulciuri pregătite de casă, de cofetărie și așa. Îmi place orezul cu lapte și fideaua cu lapte. Tradiționale românești. Și în rest am doar multe fructe, am aici, am și pe masă, multe legume și multe sosuri. Nu mă omor după mâncare, nu mă omor după carne, dar știu că e ceva ce corpul meu are nevoie, motiv pentru care încerc să mănânc în echilibru. De fapt, despre asta e vorba din punctul meu de vedere. Cred foarte mult într-o alimentație echilibrată și în echilibru în general. De aceea încerc cât de cât să am o alimentație, știi, sănătoasă, să zicem. În afară de raftul ăsta, raftul ăsta e pentru seriile în care n-am energie. Ce avem aici? Am paste, pentru că îmi place să mănânc paste simple, paste cu trufe, paste cu sos roșu, paste cu sos alb. Am un departament de legume, pentru că dacă aș putea mânca ceva în fiecare zi, aș mânca salată. Salată grecească, salată românească, salată, ceva să fie cu salată. Avocado,
pentru că dimineața mi se pare că cel mai bun mic dejun pe care pot să-l am este o cafea neagră cu un toast cu avocado și un ou fiert. Mi se pare cel mai bun mic dejun care mă ține în viață toată ziua. Și până mă întorc seara, de la filmare, de la muncă, de la ce fac eu, îmi dă energia suficientă. Am fructele care mie îmi plac cel mai mult. Aici am antioxidanții de care eu zic că am nevoie în fiecare zi. Am apine, am smeură și am cătină. Din cătină fac și ceai. De altfel, sunt un mare fan ceaiuri naturale. Consum ceai de rodie în mod frecvent, pentru că mi se pare că mă ajută foarte mult la energie. Îmi dă așa un feeling foarte mișto. Lactate, pentru că se pare că pe linie de familie la noi lactatele sunt importante. Mama mea este o mare consumatoare de tot ce înseamnă lapte și produs din lapte și s-a transmis pe cale genetică. Apă. Am în România, când sunt, consum o apă cu un pH ridicat, o apă importată, care în România, dintr-un anumit motiv, are un preț destul de ridicat. Deși în afară e o apă absolut normală, nu are... Nu o să-i arăt brand-ul, dar o recunoaște. Cea mai bună apă minerală ever. Nu există ceva peste și nu e. Calitatea apei de la Perrier este cea mai bună. Așa, în rest, am spus, dulciuri. Fratele meu din Finlanda am trimis constant ciocolata asta. E cu bucăți de portocală înăuntru și cu un conținut scăzut de zahăr. După 2-3 bucățele de astea, joci fotbal cu 4 ani. Apa simplă nu prea are gust, nu că e apă. Apa n-are gust. Adică bei apă, ruginești. Așa e după mine. Și îmi place foarte mult să folosesc apă în care se pun tot felul de fructe. Acum, de exemplu, am smeură. Mai pun lămâie, pun portocală, castravete și mărar. Și mi se pare că cumva apa devine mai interesantă. Că de băut fără rost așa apă nu prea îmi vine, știi? Că... Dar așa are cât de cât are un sens viața. Nu e cea mai bună variantă, dar chiar îmi dă aripi. Îmi dă aripi atunci când nu pot să mai deschid ochii. Dar chiar îmi dă aripi. Nu-l recomand pentru că nu e ok să bei în mod constant, dar pentru atunci când chiar ai nevoie de un boost de energie, colegul de la Red Bull mă ajută. Frigider ca frigider, dar spune-mi pe platoul de filmare ce apuci să mănânci. Aici intrăm în obiceiurile mele. Nu mănânc niciodată pe setul de film. Când mă duc la filmare sau la repetiții, de 20 de ani de când sunt pe scenă, nu am mâncat nici măcar o dată. Mi se pare că îți îngreunează foarte mult activitatea, pentru că metabolismul începe să-și facă treaba după ce mănânci și cumva mi se pare că mă încetinește. Mă doarme, îmi ia din energie și nu pot să mă concentrez pe a-mi face meseria. Motiv pentru care de 20 de ani nu am mâncat nici o dată pe set. Am băut o cafea, am băut apă pentru că mă hidratez cât pot de mult, dar nu, de mâncat pe set nu mănânc niciodată. Chiar dacă stau și am stat și 36 de ore pe set, 36 de ore n-am mâncat. Care e mâncarea ta păcătoasă? Pizza. Dacă am mâncat pizza, mi se pare că îmi vine să plâng, vine să mă duc la biserică, să fac rugăciuni, să fac de-alea, să-mi dea iartă-mă, Doamne, că am mâncat. Pentru că e o vorbă în engleză. A minute on the lips, lifetime on the hips. Nu prea îmi place să mănânc pentru că știu cât de greu este să dau jos. Prin meseria mea, aspectul fizic este foarte important, corect? Dacă nu aș avea grijă la ce mănânc, probabil că acum n-aș mai arăta așa cum arăt. Iar felul în care arăt îmi asigură în mare parte joburi. Și da, când păcatul meu în mâncare este pizza. Aș mânca pizza non-stop. Doar că atât de vinovat mă simt după ce mănânc o pizza, încât cred că pe an mănânc două. Atât pot să-mi permit. Că dacă știu că mănânc mai mult, după aceea să stau în sală până mi se face rău. Și prefer să nu. Prefer să mor de foame decât să mă duc la sală. Cum arată un prânz perfect pentru tine? Cum arată un prânz perfect pentru mine? Știu că în România se practică treaba asta cu două feluri de mâncare. O ciorbă și un fel 2 și eventual și un desert. Eu de obicei sar prânzul. Mănânc dimineața un mic dejun și la prânz, dacă să spunem că din anumite motive nu filmez, nu sunt la teatru, nu sunt în altă parte, la fel, îmi place să mănânc o pastă cu o salată. Adică oricând aș mânca o pastă cu un sos simplu și cu o salată grecească.
ăla ar fi pentru mine prânzul ideal. Care este ultima oră la care mănânci? Asta depinde foarte mult de cum îmi structurez perioadele de muncă. De exemplu, dacă eu sunt într-un proiect și eu prin contract trebuie să mențin o greutate, trebuie să arăt într-un anumit fel, am o structură a zilei foarte strictă. Când sunt pe dietă, nu mănânc seara niciodată după 6. Și seara, adică ultima masă, ar însemna, nu știu, o salată foarte light, ceva fără ulei, fără zahăr, fără carbohidrat, nu se pune problema. Pentru că mănânc dimineața bine, în zilele în care, în perioada în care țin dietă, și dacă am mâncat seara după 6, nici somnul nu mai este la fel, pentru că mi se pare că adorm foarte greu și dorm foarte dificil, foarte zbuciumat, foarte somnul este greoi. Așa că după 6 nu mănânc niciodată și în general încerc să nu mănânc după ora 8. În Londra, pentru că termin uneori repetițiile la 7, la 8, așa, după o zi întreagă de muncă, de efort psihic și fizic, corpul cere și ce să nu-i dau. Poate greșesc, dar de viață așa fac și încerc să mănânc a doua zi dimineață când știu că în timpul zilei o să ard toate caloriile. Dacă mâncarea ar fi iubita ta, să spunem, și ar fi supărată pe tine, ce i-ai spune să o împaci? Dragostea mea, ce caldă ești! Nu știu, ce să-i spun, o întrebare? Cine dracu pune întrebarea asta? Eu n-am auzit. Cum adică dacă mâncarea ar fi iubita mea? Păi ce, eu fac sex cu lasagna? Nu înțeleg cum aș putea să răspund normal la întrebarea asta, fără să fiu acuzat că am sexualizez mâncarea. Fă-mi un top 5 alimente preferate. Pe locul 5 avem zahărul. Pe locul 4 avem cafeaua. Pe locul 3 avem sosul pesto, pe care l-aș pune în absolut orice. Pe locul 2 avem blue cheese-ul, brânza cu mucegai. Și pe locul 1 ar fi cartofii prăjiți. Și dacă ar fi să alegi top 3 dulciuri? Top 3 dulciuri. Locul 3, musul de ciocolată, locul 2, orezul cu lapte, locul 1, fideaua cu lapte. Așadar, ați văzut, frigiderul meu este gata umplut, nu mai este nevoie să mi-l umpleți încă o dată. Nu contează ce personaj voi face sau am făcut în trecut. Așa că acum, haideți să-l închidem, că s-a încălzit. Și haideți acum să vedem care este rutina mea zilnică în materie de antrenamente. Într-o zi, totul se plătește! Totul se plătește! Salut! Bine v-am găsit din nou! Sunt aici la iFit Studio, studioul lui Franz, locul în care eu mă antrenez de ceva timp și unde am început să am rezultate vizibile, aș putea spune. Și astăzi vă voi arăta câteva dintre lucrurile pe care eu le fac când vin aici. Franz este unul dintre antrenorii mei favoriți, de aceea am ales să lucrez cu el. Pe lângă faptul că ne cunoaștem deja de o lungă perioadă. Eu sunt prieten cu Franz de probabil aproape 15 ani, cred. Și de la el am învățat foarte multe trucuri și cum să îmi mențin corpul atunci când am nevoie, încât să-mi fie și mai ușor, pentru că fără el și fără un guidance din partea lui, m-aș fi chinuit singur foarte mult. Sau m-aș fi chinuit cu un antrenor pe care nu-l cunosc, care nu mă cunoaște și nu reușeam să stabilesc o conexiune care să mă ajute pe mine să înțeleg cum îmi funcționează corpul și unde anume trebuie să muncesc ca să elimin lucrurile pe care nu-mi plac la corpul meu. Așa că iFit Studio și hai să vedem ce putem face. Yo, Romeo! Cât de prieten ești tu cu această bicicletă? Da, cu această bicicletă nu sunt cel mai prieten din lume. Nu cu ea în sine, cu asta, dar în general cu bikingul. Nu sunt. Și de ce nu sunt? Pentru că în anii mei de început în modeling și în actorie,
fiind presiunea atât de mare de a avea un corp perfect, abdomen, pătrățele, mușchi, așa, un corp bănifiat, fostul meu antrenor de fitness și coachul de la agenție m-a torturat. Dar vreau să se audă bine asta, m-a torturat 7 zile din 7, cred că 4 ani la rând, eu am făcut bicicletă. Atât de mult încât în momentul de față, când aud cuvântul bicicletă, biking, detest rinichi se revoltă împotriva bicicletei. Ia piata din rinichi și o aruncă spre bicicletă. Atât de mult o detest. Dar, lăsând gluma la o parte, sunt conștient de beneficiile pe care mi le-a oferit. Pentru că totuși am avut avantajul, după atâția ani de muncă asiduă la bicicletă, abdomenul meu nu acumulează grăsime foarte mult sau foarte ușor, știi? Cumva la format. Dar Romeo nu are cum vreodată în viața asta și probabil încă 2-3 viitoare să fie prieten cu bicicleta. Atât. Ai spune că sportul la nerv, cum e ăsta pe bicicletă, ajută la ceva? Sportul la nerv în general funcționează. Pentru că atunci cred că se schimbă nivelele în corp. La nervi, clar, orice îi face, ajută. Bicicleta creează nervi. Deci întrebarea e oarecum, înțelege? La nervi, da, pe bicicletă, da, la nervi. Deci creează așa o stare, cu ce puțin mie, ce mi se pare. Dar e o modalitate ușoară de a te detenționa. Și benefică, pentru că îți menții corpul. Dar da, la nervi, sportul e... Eu sunt oricum foarte competitiv. De-aia am practicat handbal de performanță, acum joc tenis. Pentru că nu-mi place să-ți fac sport fără miză, știi? Îmi place să mă duc, să alerg 15 km dacă știu că în capăt mă așteaptă, nu știu, cineva sau ceva. Dacă alerg de prost pe bandă, nu-mi vine. Nu-mi trebuie, nu-mi place, nu, nimic. Cât de important e sportul pentru tine? Oh, foarte important. Păi gândește-te că am făcut sport de performanță. Bine, provin dintr-o familie de sportivi. Și tata și fratele mijlociu și cel mare au făcut sport. Judo, fotbal, mama campioană la sanie. Doar că am practicat mulți ani handbalul, dar nu am fost lăsat să-l fac așa cum am vrut eu, știi? Mama cumva speriată că sportul acela nu a fost foarte benefic, i-a fost teamă că și la mine o să fie la fel, neștiind că eu de fapt sunt cel mai disciplinat dintre toți. Și am făcut până la 18 ani handbal de performanță și sunt mulțumit pentru că, repet, cred că a avut un aport important la cum sunt construit astăzi și la cum fac față efortului fizic, de exemplu, pentru că meseria mea la fel, efortul fizic este destul de mare. Când ai lupte, ai sabii, ai, nu știu, pușcături, ai sărituri, ai tot felul. Și da, cred că m-a ajutat foarte mult. Fără sport nu aș fi probabil unde sunt astăzi. Și te-ai vedea vreodată viața asta fără să faci sport? Dar nu am cum să nu fac sport. Nu văd. Unu, cred foarte mult în teoria că sportul înseamnă sănătate. Eu văd cum mă simt eu după o sesiune de antrenament. Fie că e la handbal, fie că e la tenis, fie că e la sală. Cât de bine, cât de relaxat mă simt, cât de ușor respir, cât de bine ajung acasă, cât îmi schimbă mood-ul, cât de, știi? Mă bag într-o zonă foarte pozitivă. Și după o zi întreagă de stres, sportul e singurul care mă destresează. Deci nu, n-aș putea să mă opresc din sport. Fie că, poate nu în fiecare zi ajung la sală, dar încerc să fac pași, încerc să alerg un pic, încerc să joc un tenis, adică orice substitut pentru a face un pic de mișcare. Spune și mie săptămânal cum arată programul tău de antrenament. De cât cardio faci, câtă forță? Merg la sală cam de 3 ori pe săptămână pentru a face cardio, pentru a face brațe, pentru a face abdomen, pentru, adică de asta structurată. Și merg de 2 ori cel puțin la tenis. La alergat, la jucat, cum am spus eu, cu miză. În LA, când am locuit în LA, am mers 7 din 7 la sală. Era parte din rutina mea zilnică, știi?
pentru că fiind atât de departe de toată lumea, eram singur acolo, ca să poți să rămâi, știi, stabil aici, aveam nevoie să mă ofer zilnic o structură, o rutină anume, pe care să o țin, să o respect. Și în fiecare zi, timp de 4 ani, bine, când nu filmam și nu eram în proiecte, am mers în fiecare zi la sală să fac, repet, brațe, abdomene. Aveam și un coach și acolo. Și da, nu m-aș putea opri din asta. Cât mă ține corpul acum, bătrânesc și eu. Care e grupa ta favorită de mușchi? Grupa mea favorită de mușchi? Da. Mușchiul file. Mușchiul file cu sos gorgonzola. Ce mă n-auzi? N-auzi că eu nu fac sport de performanță, eu nu cunosc tehnicalitățile astea. Eu fac sport să mă întrețin, să arăt bine când simt eu că nu sunt optim. Folosim un cuvânt de ăsta mai interesant. Ce grup? Nu, îmi place să... Uite, spun o chestie pe care cred că ați văzut-o la mine. Eu am umeri înguști și am brațe subțiri. Trebuie să trag non-stop la biceps și la triceps, se cheamă? Aia din spate? Să-i lucrez, pentru că altfel arăt ca și cum am două scobitori, știi? Pot să iau măslinele cu un braț, știi? Să pac măslina. Și non-stop trebuie să fac de-astea. Pentru biceps, pentru triceps, dar favoritul rămâne tot fileul. Romeo, când îți place să te antrenezi mai mult? Dimineața, la prânz sau seara? Hai să-ți explic o treabă. Eu nu m-am născut dimineața. Deci mie, eu cu dimineața nu suntem prieteni în niciun fel, ca și cu bicicleta. Eu nu mă înțeleg cu dimineața. Eu m-am născut să trăiesc noapte. Eu sunt pasăre de noapte, așa am fost tot timpul, așa o să mor. Deci eu la sală merg doar seara, spre noapte. Unul, pentru că e numai liber și n-aud toate prostia în jurul meu cum își face de cap. Doi, pentru că mie nu prea îmi plac oamenii. Adică nu. Îmi plac oamenii, dar nu-mi plac oamenii. Și atunci când îi simt în spațiul meu personal, intim așa, nu mă simt confortabil, deci clar nu vreau să văd când lucrez pe nimeni pe zona mea. Și seara am energie. Atunci eu mă transform cumva, își face efectul și cafeaua pe care am băut-o și câteva ore înainte. Și pot să mă duc să îmi pun căștile pe urechi, știi? Că seara simt în modul ăla de relaxare cumva, simți într-o meditație, cred și meditezi undeva la sală. Dar nu, deci eu doar seara sunt la sală, seara trăiesc, seara respir, seara fac altele. Dimineața, pentru mine dimineața, toată lumea știe asta. Eu cu dimineața, nene. Cât timp îți place să te antrenezi? Oh, pe la fel, am structură, îmi place să merg pe... De obicei plec la seara la ora 7, ajung, fac încălzirea 15 minute. Ca și timp, undeva la 2 ore, 2 ore jumătate, care înseamnă și dușul la final, dar cam asta e zona mea de confort, la, când sunt bine. Că la început, când merg după o perioadă în care n-am făcut sală, după o oră pleacă viața din mine, știi? Abia după o săptămână de training îmi revin și pot să fac cele 2 ore ale mele de training, de fitness constant. Ce se întâmplă când nu faci mișcare vreo 2-3 săptămâni? Oh, nu, nu-mi place, nu. Îmi schimbă starea cu totul. Simt că devin static. Nu mai am energie, nu mai am chef, nu mai am poftă de viață, nu mai am... Nu știu, mi se schimbă aura cu totul, nu. Eu cu sportul, să v-am spus, sunt prieten în termenii mei, că totul e cum vreau eu. Dacă nu fac sport, devin mult mai agitat, devin mult mai nervos. Stresul își pune amprenta asupra mea mult mai activ. Și mă enervez când știu că trebuie să mă întorc la fitness, la sală, și știu că nu o să am energia necesară. Și de-aia încerc să evit situațiile în care nu fac sport atât de mult timp. Doar dacă sunt plecat din țară sau sunt plecat cu un proiect sau ceva care mă împiedică să fac sport. Dar mă, normal nu am ajuns, nu fac pauze atât de lungi. Cum te motivezi în cele mai negre zile? Cum mă motivez? Păi unul e contractul, depinde ce job am. Că banii mă motivează pe mine foarte tare. Apoi daunele pe care trebuie să le plătesc dacă nu mă mențin.
Ce mă motivează? Că sunt, de obicei sunt multe zerouri și mă sperie zerourile pe mine. Mă motivez eu, pentru că eu nu fac sport și nu arăt bine sau încerc să rămân tonifiat pentru cineva. Mie îmi place de mine să arăt așa. O fac pentru mine. Nu o fac pentru placul nimănui. Nu mă interesează părerea nimănui până la urmă, că nu trăiește nimeni viața, nu plătește nimeni facturile. Motivația mea sunt eu, sunt contractele pe care le am în desfășurare și dacă sunt și prieten cu antrenorul, probabil și berea de după, ceaiul de după. Ce sfaturi ai pentru oamenii care se uită la tine? Oh, stai să scap de poziția asta inconfortabilă. Dar bună pentru abdomen. Ce sfat? Nu prea mă bag eu la sfaturi. Știi de ce? O să dau un răspuns, dar nu mă bag la sfaturi, pentru că nu mi se pare că sunt... sau oricine e în măsură să dea sfaturi altcuiva. Până la urmă, fiecare își trăiește viața așa cum consideră, știi? Face alegerile pe care le face. Eu, ce pot să spun eu din experiența mea? Am spus-o și mai devreme. Un corp sănătos are nevoie de mișcare, are nevoie de sport. Dacă vrei să-ți fie bine, dacă vrei să eviți pe cât de mult poți problemele care pot apărea de sănătate, mergi și fă un pic de sport, cât de puțin acolo în fiecare zi. O mișcare, un drum până acolo, câțiva pași, un alergat ușor, un aer liber, un mers pe munte, un mers la mare, un mers până în parc, un mers până oriunde. Te ajută, te va ajuta și dacă există acolo o șansă, știi? O șansă ca cei 10 pași pe care îi faci într-o zi să-ți îmbunătățească viața la un moment dat, eu zic că merită să o faci. Bun, acum e timpul pentru rapid fire question. Romeo, sport de performanță sau de pasiune? Performanță. Cardio sau forță? Cardio. Alergare sau mers? Alergare. Pizza sau shawarma? Pizza, nu, shawarma n-am mâncat niciodată, mă crezi? N-am încercat niciodată shawarma, nu-mi place cum combinație, nu-mi place ideea. Sos de usturoi sau ketchup picant? Usturoi. Nu-mi plac niciun, dar usturoi. La exerciții, partea de sus a corpului sau partea de jos? Nu, amândouă, cum o pare, că ce mă fac aici, Hulk și jos sunt aia din toothpick, nu, amândouă. Curea, ceas sau pantof? Curea, ceas și pantof. Plimbare pe jos sau cu mașina? Pentru sport îmi place să merg, pentru că am nevoie să merg și știu că trebuie să fac asta, dar sunt un tip comod, adică dacă pot să merg cu mașina până la dormitor, aș merge, de ce să mint? Pâine sau mămăligă? Pâine. Nu sunt fan mămăligă. Ciocolată albă sau ciocolată neagră? Neagră. Nu, alba nu înțeleg ce e. E ciocolată care are albinism. De ce ai venit la iFit Studio? De ce aș veni la iFit Studio? Păi, de ce am venit? Pentru că aici am găsit un studio care mie îmi place, un studio în care mă simt foarte confortabil, un studio butic, așa știi, în care e un pic mai intimă situația, atmosfera, în care Franz, antrenorul, știe ce vorbește aici, știe cum să mă ajute, știe cum să lucreze cu corpul meu, cu nevoile mele. E plasat foarte bine în București, e ușor de ajuns și pentru că mă simt foarte bine și îmi dau și o cafea bună. Spune-ne unde te găsim pe online. Ah, întrebarea de 1000 de puncte. Pe Instagram sunt Romeo Visca, pe Facebook sunt tot Romeo Visca, adică nu mi-am schimbat numele și pe TikTok nu o să mă găsiți. Ah, gata, am terminat pe azi. Sunt Romeo Visca și ăsta a fost un episod Training Days cu Franz. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sper că ce am spus v-a ajutat cu ceva și nu uitați să mă urmăriți în fiecare joi seara de la 20:30 pe Antena 1 în Adela, unde eu, adică Vălicu, încă îl caută pe unchiu. Ne vedem cu bine!
A fost încă un episod Training Daisy. Mulțumim cu această ocazie lui Romeo Visca, pentru că și-a făcut timp pentru noi să ne arate frigiderul său și să ne mărturisească păcatele culinare, dar și să ne arate o parte din rutina lui săptămânală de antrenamente. Am apreciat foarte mult autenticitatea, dar și naturalețea cu care ne-a vorbit, iar pe voi nu pot decât în continuare să vă îndrum să vă lăsați inspirați de Romeo, dar și să dați like, share, subscribe și să activați clopoțelul dacă v-a plăcut acest episod și doriți să fiți cu ochii pe noi. Într-un final, sunt Franța Adrian Diaconescu, nu uitați, stați flexați!